Bună ziua, eu sunt Daniela și vă invit la lecția 5 de limba engleză, nivel mediu. Lecția 4 de limba engleză, nivel mediu, clasa a 5-a. Aceasta este lecția noastră și vă rog să faceți captură de ecran ca să putem citi și să putem lucra exercițiile. Mai întâi voi citi textul. First, I shall read the text. Diary of a Wimpy Kid by Jeff Kinney. Jurnalul al unui puști. Jurnalul unui puști de Jeff Kinney. Sunday. First of all, let me get something straight. This is a journal, not a diary. The other thing I want to clear up right away is that this is my mother's idea, not mine. But if she thinks I'm going to write down my feelings in here or whatever, she's crazy. So just don't expect me to be all dear diary, this and dear diary, that. The only reason I agree to do this is because I imagine myself being rich and famous later on and having better things to do than answer people's silly questions all day long. But for now, I'm stuck in middle school. Întâi de toate, să vă spun ceva adevărat. Acesta este un jurnal intim, nu un jurnal obișnuit. Alt lucru pe care vreau să-l clarific chiar acum este că a fost ideea mamei mele, nu a mea. Și dacă ea crede că eu voi scrie despre sentimentele mele aici sau oriunde în altă parte, e nebună. Așa că nu vă așteptați ca eu să scriu peste tot, dragă jurnalule, aici, aceasta, dragă jurnalule, aceea. Singurul motiv pentru care sunt de acord cu asta este că, întâi de toate, mă imaginez ca fiind bogat și celebru mai târziu și să am lucruri mai bune de făcut decât să răspund la întrebările prostești ale oamenilor toată ziua. Dar acum sunt prins cu școala gimnazială. Asta a fost duminică. Monday, luni. Tonight at dinner, Dad has told us that his younger brother, Uncle Gary, is getting engaged to his girlfriend Sonia. I guess that's great news and everything, but it's not the first time Uncle Gary has got married. This is his third time. In fact, we don't even use growth charts at home because we can just look at pictures from Uncle Gary's weddings to keep track of our progress. So, I think everyone's a little burned out by now. Uncle Gary is marrying for the third time, but my mother doesn't even bother to replace his wedding picture on the mantelpiece is a shelf. She just tapes a photo of the new wife's head on top of the old one. Uncle Gary's not a bad guy or anything. He just rushes into these relationships too quickly. For example, he got engaged to his first wife, Linda, 2 months after they met. And she didn't even find out what he does for a living until their wedding day.
Astă seară, tata ne-a spus la cină că fratele lui mai tânăr, unchiul Gary, se logodește cu iubita lui Sonia. Cred că e o veste grozavă și toate celelalte, dar nu-i prima dată când unchiul Gary se însoară. E a treia oară. De fapt, noi ne-am obișnuit cu astfel de discuții acasă pentru că ne uităm la pozele de la nunțile unchiului Gary ca să ne informăm despre ce urmează. Așa că cred că toată lumea este un pic obosită acum. Unchiul Gary se căsătorește a treia oară, dar mama nu se supără, pe mama nu o deranjează să înlocuiască poza de la nuntă de pe raftul de deasupra șemineului. Ea doar lipește fotografia capului noii neveste peste al celei vechi. Unchiul Gary nu e un băiat rău deloc. Doar că el se grăbește în tipul ăsta de relații, se grăbește prea tare. De exemplu, el s-a logodit cu prima lui soție, Linda, la 2 luni după ce s-au întâlnit prima dată. Iar ea nu a înțeles niciodată din ce își câștigă el existența până în ziua nunții. Tuesday, marți. I'm told that Uncle Gary's wedding is in November and the reception is taking place at my great-grandmother Gemmy's house like last time. Gemmy is 95 years old but has been living in the same big house since her childhood. She's like the official head of the whole Heffley family. Gemmy is one of the only people in the world who still writes letters. And when she writes you a letter, she expects you to write one back. I try to explain to her that people my age don't know how to write letters with a stamp and a return address and all that stuff, but she doesn't want to hear it. Mi s-a spus că nunta unchiului Gary este în noiembrie, iar recepția, petrecerea, va avea loc acasă la străbunica mea, la ca și ultima oară. Străbunica Gemi are 95 de ani, dar trăiește singură în aceeași casă mare a copilăriei sale. Ea este un fel de cap al familiei Heffley. Bunica este una dintre puținele persoane din lume care încă mai scriu scrisori. Și când îți scrie o scrisoare, se așteaptă ca tu să-i scrii una de răspuns. Am încercat să-i explic că oamenii de vârsta mea nu mai știu cum să scrie scrisori cu timbru și cu adresă de reîntoarcere, adresa expeditorului și toate astea. Dar ea nu vrea să audă. Nu vrea să asculte. Exercise number one, exercițiul numărul 1. Match the words and phrases to their definitions. Uniți cuvintele cu definițiile lor. Engage. Agree to marry someone. So match number one with letter E. Burnt out. Very tired. Join number two with letter B. Number three with letter B. To keep track. To keep track. Let me see. F, to be informed of.
Joey number two with letter F. Mental piece, raft, etajeră, a shelf above the fireplace. Joey number four with letter A. To rush means to do something very quickly. Joey number five with letter D. Six, great grandmother, mother of a grandparent. Străbunică, mama unui bunic. Joey number six with letter C. Exercise number two. Mark the sentences, true or false. Number one. This is a diary, not a journal. It is false. Number two. Keeping a journal is Greek's great-grandmother's idea. No, it is false. Number three. Greek is in high school now. No, it is false. He is in the middle school. Number four. Uncle Gary is divorcing his girlfriend. False. Uncle Gary is engaging his girlfriend. Number five. Gammy still writes letters. This is true. And exercise number three, put the events in chronological order. Puneți evenimentele în ordine cronologică. Number one is, his mother buys him a diary. Mama lui a cumpărat un jurnal. Number two, he is not going to write down his feelings. El nu are de gând să scrie sentimentele sale. Number three. His dad tells the family that Uncle Gary is getting engaged. Tatăl lui spune familiei că unchiul Gary se logodește. Number four. His mother doesn't bother to replace the picture on the mantelpiece. Pe mama lui nu o deranjează să înlocuiască fotografia de pe raftul de deasupra șemineului. And number five, he finds out that his uncle's wedding is in November. El află că nunta bunicului său, nunta unchiului său este în noiembrie. Dragi copii, acesta a fost cursul 4, lecția 4 de limba engleză pentru clasa a 5-a nivel mediu. Pe acest canal mai găsiți lecții de limba română, povești pentru frații mai mici și serialul Pentru tine, doamna mea, pentru mămicile voastre. Pentru că doresc să mențin gratuit aceste cursuri, vă rog să vă abonați, cei care n-ați făcut-o încă, și să le spuneți și altor colegi despre acest canal cu lecții, cursuri gratuite. La revedere!